Salut, sunt Angel și astăzi vom face un review pentru Espresso Essenza Mini. Hai să desfacem pachetul și să vedem ce conține. E prima oară când îl desfac, deci nu știu la ce să mă aștept, așa că vom descoperi împreună ce conține. Wow, deci uite ce frumos se deschide. Să dacă am loc aici pe masă. Se deschide așa. Avem aici și cadou o cutie cu capsule. Sunt 14. O, super tare. Hai să... Oh, ok, le-am vărsat pe toate. Trebuie să le aranjez repede. Ok, cred că vă arăt aici. Să vedeți. Așa. Foarte frumos, am primit o cutie cu 14 capsule pentru probă, pentru test. Hai să mai vedem ce avem. Aici avem un suport, presupun că aici se varsă, aici se pune paharul ca să are și un grătar mic de scurgere, să nu curgă pe jos. E foarte bine închis, mă chinui să desfac cutia. Avem un manual de instrucțiuni și să vedem dacă avem și limba română. Engleză, franceză, franceză, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză. Hungary, Cehia, Polonia, Rusia. Grecia, Slovacia și cam atât. Deci nu avem instrucțiuni în limba română. Poate am trecut și nu mi-am dat seama, dar nu le-am văzut în prima fază. Aici mai avem încă o carte. Nu știu să vă zic ce este, pentru că scrie în... Nici nu știu ce limba e asta. Poloneză, presupun. Așa. Ok, hai să rim peste. Oricum nu înțelege nimic. Hai să deschidem. Uite, ia uite. Deci avem aici căpăcelul și hai să scoatem aparatul. E super mic și drăguț. Să facem și loc. Ok. Bun. Deci, uite așa arată. Hai să îl întorc. Aici avem un recipient unde punem apă, se poate scoate, oare? Da, ok. Deci nu am mai folosit așa ceva. Sunt foarte surprins să văd cum funcționează. Da, deci aici avem un mic recipient pentru a pune apă. Hai să punem înapoi. Se are un click. Ok, avem un cablu de aproximativ jumătate de metru. Deci să țineți cont că aveți nevoie de o priză destul de aproape. Ok, întoarcem, hai să vedem și în partea cealaltă cum arată. Cel mai probabil așa va sta și pe masă, cu acest recipient către perete, cablul în spate. Acest suport se pune aici. Ok, gata, stă la locul lui. Avem două butoane în partea de sus. Așa, deci avem, opa, avem aici două butoane care, dacă am dreptate, înseamnă cafea scurtă sau cafea lungă. Avem aici o clemă. Ok, super. Deci ridicăm clema, aici punem capsula, punem înapoi și alegem dacă vrem o cafea scurtă sau lungă. Bun, mai multe detalii voi pune în descriere, pentru că nu știu să vă zic foarte multe despre el. Are 19 bari, ceea ce înseamnă că este destul de puternic. Hai să mergem în bucătărie și să vedem cum face cafeaua. Am pus aparatul în bucătărie. Aici am pus apă, am pus cam jumătate. Avem aici capsulele. Și hai să luăm una, ia să vedem, pam, 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 la alegere. Hai să luăm
Asta, prima, hai. Neagră. Uite așa arată. Ok, se vede? Deschidem aici. Clapeta. Stai că ceva s-a întâmplat. Ok, nu știu dacă e bine sau nu. Punem aici. Așa, click. Punem ceșcuța. Care cum? Uite, asta e a mea. Asta e ceașca mea. Ok. Și apăsăm pe cafea scurtă. S-au aprins aici butoanele, sunt verzi. Și așteptăm să pornească. Mai de o dată. Acum am apăsat pe verde. Am apăsat pe cafea scurtă. Nu știu, probabil încălzește sau ce face, habar nu am. Acum a pornit. Face un pic de gălăgie. Și super tare, uite, deja. Atât de repede. Ok. Încercăm să intrăm în cadru. Bun. Na, uite, am făcut și prima cafea. Hai să văd dacă reușim să ne vedem. Hai să o și probăm. Miroase foarte bine. Să facem puțin white așa. Probabil sunt super white. Adevărul e că miroase foarte, foarte bine cafeaua, iar de băut, probabil o să mă ard puțin. Da, arde, dar e foarte, foarte bun. Ok, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați un like, un comentariu, dacă aveți nevoie de ceva informații suplimentare, cu siguranță aveți și voi întrebări, am să încerc să vă răspund, numai bine eu o să mai folosesc cafetiera aceasta micuță, drăguță și o să vă pot da mai multe informații în legătură cu aceasta. Ok, subscribe, like, comentarii și să aveți o zi excelentă în continuare, bye bye!